Diana îi spunea, doamne Ana, că la ea și la Dani discuțiile nu sunt despre ceva grav, că se exagerează. Spunea Diana, și eu, după ce mă calmez și stau un pic să mă gândesc, îmi dau seama că nu e nimic grav și că el se supără pentru că mă supăr eu. Spunea Diana că probabil sunt și emoțiile, că au devenit nerăbdătorii cu toții din casă, pentru că mai sunt uh, puține zile până la sfârșitul competiției și emoțiile s-au strâns, deja se gândesc că vor ajunge acasă, că se termină competiția, uh, nu mai au nici răbdare, au și emoții și uh, probabil că toată lumea a strâns o stare din aceasta în care nu mai sunt toleranții cu nimeni. Și din cauza asta se exagerează și spunea Diana, din orice facem o discuție mică, astăzi râdem, mâine gata ne supărăm și că asta se întâmplă la nivelul întregii case.